aș vrea să spun că secuii care vorbeau limba maghiară și care, să spunem așa, au fost educați, susținuți, promovați din toate punctele de vedere de preoțimea maghiară, au constituit comunități distincte, încă o dată o spun, comunități rurale, comunități închise, renumiți în agricultură. Erau poate cei mai renumiți legumicultori din toată Bucovina. De ce? Pentru că în anumite intervale de timp ei invadau efectiv, în sensul bun, evident, piețele Sucevei, piețele Bucovinei și nu numai, plecau să-și vândă mărfurile și în Basarabia și în Galiția. Ei sunt cei care aduc în Bucovina cultura viței de vie, care începe la Ișteni-Șeghes, deci la Țibeni, și apoi se răspândește în întreaga Bucovina. Bucovina, nefiind neapărat o zonă prielnică cultivării viței de vie, dar trebuie să recunoaștem că pioneratul secuilor în această privință a fost unul de bun augur. Dragi prieteni, ziua bună! Ne aflăm în sediul UDMR-ului, această uniune culturală care a reunit toate spiritele maghiare din România și numai pe ei și simpatizanți. Printre cei simpatizanți sunt și eu, având rude în familia mea, având chiar verișoare unguri, cum am și ucrainieni. Așa e zona Bucovinei. Suntem găzduiți de un grup de prieteni. În frunte cu doamna președintă, doctor Adriana Clara Hapenciuc, președintă, nu? Da. Filialii județene. Da. În dreapta mea. În stânga mea, tot un doctor în psihologie, doamna Tiron Cătălina Tiron, nu? Cam așa s-a traduce. Și îl mai avem și pe Zori Lado, doctor în chimie, membrii, nu, cu funcții în conducerea județeană. Mărturisesc că am venit pentru prima dată aici. Noi ne-am întâlnit în multe acțiuni comune cu dumneavoastră. Dumneavoastră o zisem că am avut acțiuni cu copiii la școala specială pe relații cu Republica Moldova și numai de Zori. Uite, acum l-am cunoscut, îmi pare bine. Servus! Da? Că, pentru că doctor în chimie, lume bună de tot, Suceava a avut aici o industrie care cerea dezvoltare științifică, care se baza pe astfel de suflete minunate, dedicate științei, chimiei. Ce grozavă e chimia! Grozavă, grozavă! Și a existat și grupă de cercetare în domeniul respectiv. Păi tocmai știm și ați lucrat acolo și iată, ați fost acasă la dumneavoastră. Doamna doctor Hapenciuc, noi ne-am mai întâlnit în campanii din asta, noastră medic, sunteți în prima linie pentru sănătatea oamenilor. Sunteți un om care a sfințit locul, nu neapărat în oraș, într-o localitate, dar la acum suntem într-un trend european. O localitate rurală este poate mult mai importantă decât o localitate urbană, să spunem, orășenească, nu? Unde stați, la Zboriștea? La Suceava stau. Acum stați la Suceava, dar știu că ați avut cabinet și acum, și, acolo, și acum l-am, în Zboriștea. La Zboriștea, uite ce frumos, și ați făcut naveta. O fac în continuare. E grozav. Să vă iubește lumea, cred că sunteți un simbol al Zboriștei. Mă bucur că sunt dorită și cerută și până când se poate, acolo sunt. E grozav. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Eu consider că Dumnezeu, cel care lucrează prin oameni, prima lui linie de intervenție se face prin acești oameni numiți doctori. Cei care au grijă de sănătatea noastră, nu? Sunteți în prima linie. Este o formă care m-a ajutat să relaționez în toate domeniile. Nu numai în domeniul meu medical, dar și cultural, politic, peste tot. O anumită abordare în care să reușesc să atragi atenția omului și bunăvoința lui ajută în toate scopurile și în toate cauzele. Eu vă mulțumesc că ați venit la noi. Toată lumea
când auzea de UDMR, era groaznic de gândită că ce se întâmplă, ce e aici, despre ce vorbim. În realitate, această lalea roșie a reușit Sigur. Să ne adune pe toți comunitățile acestea fărâmițate, atât din Suceava cât și din Botoșani, și în ultima instanță, aceia puțin cât suntem, avem o apartenență din asta administrativ-culturală, care ne spune că orice, avem o cupolă, cumva. Și atunci chiar nu suntem singuri și răzlețiți. Ideea este a unui politician vechi, Marco Bela, care s-a gândit foarte mult că... Scriitor. Care a gândit-o și a spus-o frumos. Dom'le, ungurii sunt în Ardeal, dar politicile acelea din timpul comunismului, care ne-au trimis în toate părțile, au făcut să se nască câteva comunități ungurești și extracarpatice în alte zone, în Moldova, în Muntenia, în Delta, Corect. Unde vreți dumneavoastră. Am rămas. Unii am rămas, unii au plecat, alții au rămas, alții am venit. Și supărarea cea mare a fost când a apărut această lalea, că de unde atâtea organizații, de unde atâtea? Păi mulțumiți-i defunctului. Da. Da? Care a făcut, el ne-a împrăștiat și el ne-a făcut și în ultima instanță a trebuit să ne organizăm și să ne adunăm. Și în felul acesta suntem aici cât putem și de câte ori putem, oameni valoroși ai cetății, aici muncim, împreună muncim, avem prieteni de toate. Sunteți cetățenii Românie, Uniunii Europene, sunteți acasă. Definiția Uniunii nu este că orice cetățean vorbitor de limbă maghiară este membru. Orice cetățean cu domiciliul stabil în România care aderă la principiile organizației. Corect. Deci nu am vorbit de limba maghiară. Da, dar vreau să vă spun că dumneavoastră sunteți o plăcută doamnă cu origini maghiare, ungroaică, pe care o cheamă Apenciuc, nume de ucrainean. Iată ce înseamnă Bucovina, ce înseamnă această amestec de inim, de suflet, de frumoasă. Sigur, perechea mea de acasă este ucrainean. Deci și am acces Bucovina, liber și plăcut la cum cultura ucraineană. Apenciuc Vladimir. Vladimir, nume slav, corect. Aici ne aflăm în colegii mei, sunt în căsnicie mixtă cu români, tot așa, oameni plăcuți și împreună formăm o mare familie. Cunosc și eu, am crescut la Stupca, la bunici, în vecinătatea Stupcii, actualmente se cheamă Bornicenii Mari, era Tolba, era așezare istorică, maghiară. Am vorbit cu o prietenă care e din doctor în farmacie. Și e din Tolba și mi-a spus că biserica din Bornicenii Mari este biserică maghiară. Da. Acolo există un monument al celor petrecuți în timp, e cimitirul acela la care vin de-a lungul timpului maghiari și în alte și dumneavoastră vă întâlniți cu cei care au avut rădăcini aici. Iată, sunt lucruri extraordinare. Eu mai țin minte din ce știam și istoricii au consimțit și în emisiunea noastră s-a subliniat Dorneștiu, Țibenii, Satul Mare, erau localități Măneuți. Măneuții. Uite, Iacobești. Și Iacobești. Vedeți noastră? Puteți să faceți o mică... Avem o și mică hărți. Așa, un traseu geografic, știți? Surpriza noastră când am venit aici a fost că de-abia atunci am făcut cunoștință și noi cu aceste realități istorice și cumva ne-am asumat și faptul că am fi legatari și cumva continuatori a unora care din motive mai mult sau mai puțin obiective au plecat de aici, dar cei care am rămas și cei care suntem încercăm să păstrăm în memoria colectivă, istorică și socială a prezenței ungurilor în Bucovina. Aici se găsește prietenul nostru Hrenciuc Daniel, istoric, care se ocupă intens și tot aici este ceea ce
a realizat colegul nostru cu sprijinul nostru a câtorva a unui ONG care se numește Organizația Habet. Acum, prezența noastră aici nu este atât numerică cât culturală. Pe vremuri în 2010, în UDMR-ul a scos o carte care se numește Erde Maghiartin Kikichoda, adică Who is Who, da, din Ardeal. În Who is Who în Ardeal se găsește și Hrenciuc Daniel, pentru că el este Who is Who al nostru, da, prin activitatea lui prodigioasă. Și ceea ce îi putem mulțumi este că este un om exact al realității și nimic nu este deformat. Așa în aici. Niciun context. Ne bucurăm. Al doilea legatar este Fundația Hadi Condraș, Societate Etnoculturală Bucovineană, unde domnul Lado este președinte, doamna Tiron este secretară, eu sunt acolo mare de toate, deci cumva suntem împreună. Mă bucur. Együtt. Együtt. Együtt înseamnă acțiune, că în Bucovina, nu numai politică, aia se întâmplă odată la 4 ani, dar noi existăm atât printre asta, cândva pe un proiect unguresc a fost și un film despre soarta secuilor din Bucovina, unde actrița principală a fost doamna și Hrenciuc Daniel a fost. Da. Deci, de fapt, a fost printr-un proiect pe care l-a scris Zoli și Stasul Maghiar l-a plătit. Un proiect câștigător. Un film documentar de o oră care numit Rădăcini, de așa Rădăcini cum filmat și care a fost doamna. Eu vă felicit pentru că se știe. Da. Și noi am fost scenariști și de toate case. La noi se știe că domne guvernul maghiar a investit în fotbal. Are echipă de fotbal. Foarte bine. A investit în programe culturale, de dezvoltare, da, eu știu, culturale, pe tradiții, ruți, nu? Adică rădăcinile. Rădăcini, așa. Sigur. Cum știu că și guvernul polonez are grijă de domnul Foști. Și cum noi avem prin românii de diaspora, românii de pretutindeni. Adică mi se pare normal să nu rup legăturile tale, cum zic eu, să rupi un lanț ADN de generații. Da. Pentru așa. Că așa se schimbă istoria, așa se schimbă politica, așa se schimbă, eu știu, apar, dar tu rămâi un legatar a celor dinaintea ta și trebuie să-i respecti, nu? Da. Cam așa zic eu, că aici nu avem voie să facem rabat de la identitatea noastră. Prin această asociație etnoculturală, așa se cheamă, Hodi Condraș din Bucovina, facem noi totdeauna legătură cu maghiarii originar din Bucovina, care trăiesc acum în sudul Ungariei și care anual vin și vizitează strămoșii lăsați în cimitirele Bucovinei. Da, ce grozav! De la Măneuț, da, la Tolba. Așa cum, da. E bine la Tolba, da, pentru că eu am prieteni și mi-a explicat biserica din... Aia este biserica maghiară. Hodicolo, Iștan Șarișa, Fomul Iștan, Tibet. Da, și eu. Bisericile au fost păstrate, da, în mare parte în spatele altarului ortodox, exact, este și altarul și catolic. Da. S-au reformat, în general maghiarii sunt reformați. Nu, aici au fost catolici. Și băncile au rămas, adică construcția catare se arată fixate la un anumit, o anumită caracteristică cu drumul principal și după aia care se desparte în două ca... cum spunea că și cu imașuri și cu distanța. Măreuțul păstrează și acum arhitectura de pe vremea clasică, cu influența maghiară. Cracă de pantalon, așa, da, se cheamă. Așa se cheamă. Și acolo interesant. Este o arhitectură destul de frumoasă, în sensul că există străzi late cu trotuar și cu canalizare. Deci, vedeți, eu mă felicit pentru inițiativa asta. Vechime cât are acest ONG? Are 20 de ani. Aproape 20 de ani. E grozav. Deci, 20 de ani. S-a validat în timp. Da.
Tot? E grozav. Și am făcut copii după acel film și acum le-am atunci le-am transmis și unor asociații similare din Ungaria care au apreciat și ei că ar fi grozav să vorbim și noi la Intermedia, poate să ne dați și nouă, dacă sunteți amabili și drăguți. Absolut, a trebuit să putem să filmul să, și titra da. Ca să... În limba română, că... Da, este, da, parte chiar este chiar mă bucur română, enorm. Pentru că Daniel Crenciuc nu exact, putea vorbi da, decât românește în film. Da. Și preoții. Da, și preoții ortodoxi da. Care ei... De pildă ne explicau cum au preluat, cum au îngrijit bisericile, casele parohiale fiind deci în deci există o tendință și de a păstra. Deci tot ce au preluat preoții ortodoxi s-a păstrat frumos. În biserici, în anumită parte, există altarul catolic păstrat și altarul ortodox. Deci cumva patrimoniul ăsta a fost bine păstrat și conservat. Și filmul respectiv a fost făcut cu ajutorul preoților care au fost și ei actori în acest film. În acest film, film. Implicați. Poate o să, dacă, sunt curios, știți. Da. Sunt pare curios și poate... Elementul poate cel mai valoros este că sunt câteva minute filmate cu un domn care este un secui de pe vremea aia. Și toată familia lui a plecat atunci cu războiul. Și el a rămas, numai familia lui, ultimul iar el era ultimul supraviețuitor și ne-a povestit cum a fost. Nici noi nu cunoșteam foarte bine istoria și nu cunoșteam cum, de ce a plecat lumea. Și el a zis, n-au fost constrânși. Deci ei n-au fost obligați să plece, dar atmosfera era atât de încărcată și era așa era, un șovinism și așa... Pericolul venirii armatei sovietice și așa s-a... imprimat o frică încât au preferat să fugă. S-au dus din calea Tăvălugului Roșu. Da, da. Și nu spune neapărat spre mai bine, dar nu, a fost o... Aș povesti lucrurile. O întâmplare interesantă în legătură cu înființarea acestei asociații. Spune, domnul Zare. În 2003 am fost plecat la Ciuc și Mleu, la Ciuc, acolo unde se fac pelerinajele. A, celebrul pelerinaj de data de 15 martie. Așa, nu martie. De Rosalii, în iunie. În iunie e? În iunie. Bine, ca să știm, că noi nu știm multe lucruri. Și de acolo vin unguri, maghiari, din toată lumea. Din toată lumea. Și am venit și din Ungaria și am văzut acolo... un steag pe care scria secui din Bucovina. Și eu venit de aici, întreb, dar unde suntem din Bucovina? Și eu zic că, pardon, noi nu suntem din Bucovina, suntem din Ungaria, care am plecat de aici și acum venim fiecare an la pelerinaj. Și atunci am zis, hai veniți în coace și când veniți în Bucovina, invitați-mă și pe mine ca să merg împreună, ca să cunosc istoria, că până atunci recunosc, noi nici unul nu știam de existența celor ei doi sunt secui din Harghita secui, și tot nu știau. Secui, frate secui ești de aici. Și atunci am făcut prima vizită la Măneuț, la toate locațiile, cele 5 locații. Și atunci am început să ne gândim că ar trebui să facem bine și noi ceva în legătură cu păstrarea acestei tradiții și am făcut această asociație etnoculturală și am făcut după aceea și filmul și de acolo decurg acum relațiile noastre cu asociații similare din Ungaria. Sunteți harghitani? Harghita, nașii mei. Eu sunt, v-am spus, am și familia mea Ghecii, familia Ghecii, care s-au transformat din cauza unor secretari de comună în Ghecii, știți? Că scria Ghecii, scria G-E-C-S-I, știți? Da. Și s-au scris Ghecii. În fine, rude, verișori, drepți, cu, din familii mixte. Iar nașii mei de botez, nașa și cu nașa Ana și cu nașul Mihai, erau din Pride. Și după război, au venit la București și au lucrat, el era rămar, pentru că maghiare sunt foarte buni artiști, foarte buni meșteșugari. Nașul meu făcea rame grozave, am văzut eu, aurite, cu un miros de șerlac.
Așa se cheamă așa. Da, miros, da, da. Miros de talaj. Am văzut cu foița aurie ce însemna. Și el m-a creștinat pe mine și pe fratele meu și am rămas mama nașa și mama și tata nașul. Cresto Muñoz, Cresto Po. Da, da. Așa mama, da. Cresto Muñoz, Cresto Po. Să știți că Sherlock mai am și eu acum. Vedeți ce? Da. Puțin lume mai știe ce la Sherlock. Am o în mobiliere, se folosea la mobilă. Da. Felicitări multe și... Mai să vă mai spun totuși, tot din punct de vedere cultural. Deci, am început așa, după aceea am continuat, asta este o colaborare de câte ori se poate cu Fundația ANA, care are foarte multe inițiative legate de... Ultimul a fost un proiect transfrontalier cu patrimoniul cultural imaterial. Ăsta a fost transfrontalier, dar unde suntem și noi prezenți. Am fost deci, atât de mai să țineți minte la universitate, da, lansat da, acest tezaur. Da. Ce vorbim? Este foarte... Este aceste colaborări sunt foarte importante. Aduceți-vă aminte că cetatea a mai avut un militant al relațiilor culturale între etnii care a plecat dintre noi. Și asta este. Și mai avem, afară de filmulețul ăla care ar trebui, la un moment dat am realizat un proiect mic, dar bun, despre ghidul minorităților etnice, se află la Bucovina, Zbierea și am să-l caut pentru că vreau să... Județeana, Zbierea, acolo da, am nevoie. Mici cărțuri. Făcut de dumneavoastră? Da, pe proiect. Noi da, cu toții. Dumneavoastră, așa. Deci, acea cărțulie conține... Ghidul, așa și se numește, Ghidul minorităților etnice din Bucovina, localitate, câteva vorbe, deci orice turist care dorește, am și lăsat un ghid, era un centru turistic județean, unde apare și acolo, exact, pentru că dacă dorești să faci un periplu al etniilor din Bucovina, o cărțulie de asta mică cu câteva informații, localitățile unde sunt, care e sunt... un instrument concret este un de consolidare a dezvoltării unui turism. Local. Da. Așa. Bravo, felicitări. Astea le-am făcut noi și mai facem în continuare. Suntem dispuși oricând, pentru că... Uit, așa că noi am vorbit cam mult de doamna... doctor în psihologie, Tiron n-a vorbit. Să ne spună niște lucruri cu care se întâlnește un specialist, eu știu, în spațiul ăsta nostru, bucovinean. Se pare că și, știți cum să zice că scoțienii sunt zgârciți, că avem niște caracteristici psihologice, nu? Și noi în Bucovina. Nu știu dacă ce pot eu să spun că... Da. Viața, de fapt... Ești bine ancorat aici, în cetate. Eu, ca persoană, când am terminat masterul, am simțit nevoia să ofer ceva comunității și formasem un grup de suport pentru doamnele în vârstă, pentru că aveam mai multe în corul catolic, care spuneau că atât de singură mă simt. Și atunci am zis, haide să construim un grup în care să ne oferim sprijin. Grupul a funcționat din 2016 până în 2020. Când a venit pandemia. Da. Când a venit pandemia și încă pe 6 martie am fost cu doamnele de 8 martie, încă. Ne-am sărbătorit. Da. Și după aia ne-au venit închis. Nenăbunia. Ne-au închis. Da. Dar acum funcționăm în continuare, numai nu cu întâlniri săptămânale, atunci chiar ne vedeam săptămâna. Și apropo de ceea ce este specific, este un grup intercultural pentru că ne găzduiesc niște forumul german și acolo sunt și români, și nemți, și poloni. Și maghiari, deci suntem toată pălăria. Știu clădirea forumului german din gura omului, frumos. Da, dar nu la... aici la doamna Coca, la Suceava. La doamna Coca a venit. Cu ea. Am început cu forumul din humor și acum ne-am transferat aici și doamna tot așa. Doamna Coca Gheorghiu a fost colegă la Institutul de Proiectări. A fost căsătorită cu Duiliu
Da, domnul știa. Da. Un coleg cu nostru era din Tecuci de loc, doilea nu mai e din păcate, da. Ce lucruri extraordinare, este un ceas. Da. Deci are și utilitate, dar are și o câteva persoane cu care v-ați întâlnit cu care astăzi. Am întâlnit astăzi și altă pentru dată. Că se lucrează. Sâmbătă noi am lucrat, știți? Și e grozav pentru că întâlnim oameni, constatăm că mult firesc, am fost colegi, am stat umăr la umăr, ne-am crescut copiii. Da, și de asta da, mă bucur da. Că avem optimism în față, totuși. Trăim vremuri grele. Nu și ciudate. Nu? Da. Amenințare, acum nu mai e amenințare de război. Războiul bate la ușă. Adică suntem aici, nu știm niciodată când apare drona. Exact. A căzut o dronă lângă Ismail, acolo, pe malul Dunării, adică 2 metri de noi. Da, sunt lucruri din asta care, dar uitați, bucuria asta că acționăm împreună. Că, în fond, ce înseamnă comuniune? Înseamnă că trăim împreună. Împreună și într-un loc care ne găzduiște pe toți. Și noi trebuie să înțelegem că asta e singura calea înțelegerii. Și atât de mult de multe sunt încregăturile și atât de multe trăirile comune că la un moment dat sunt ca alimente, mâncăruri. Da. Sau sunt tot felul de evenimente pe care ca și cuvinte pe care fiecare etnie și le asumă. Da. Cum să-ți aduce aminte de speclă roșie, așa, care nu știm acum, dar toată lumea zice că e bucovineană. Până la urmă că până este la urmă, aici. Da. Indiferent cum e, îmi aduc aminte că în această sală mică am făcut un proiect mic, Ziua Mamei, mama văzută de diverse etnii și ne-am întâlnit aici așa de mulți eram. Atunci și nu ne-am dat și cu duș. Grupul meu de doamne și doamnele și eu am făcut invitația unor doamne din minoritățile de aici și cu grupul de sprijin și deci eram așa de mulți aici de nu ne-a venit să credem și nu ne-am dat duș. Corect. Aici deci am petrecut foarte frumos și toată lumea s-a simțit bine într-un mediu familial prietenesc care ne-a dat speranța că împreună, nu separat. Și avem ce învăța de la unii, de la alții, împreună. Maniere de a aborda lucrurile, existența. Acum cum e liberă, cum e oferta făcută de Uniunea Europeană. Copiii noastre pot să studieze la Budapest, în primul rând, zicem, pentru noastre la Budapest, la Cluj, unde vor ei, la Londra, dacă vor. Deci posibilități există. Există, cum să zic eu, Bucovina de asta, deci emisiunea închinată că o Europa în miniatură. Dumnezeu, e atât de... Eu țin minte că de la nașul meu, ce mâncăruri mâncam la mama nașa, cum vorbea el cu rățuiul în maghiară, nașul meu, adică, Dumnezeu, era un om vesel, era... Da, e boia cânta, avea glas extraordinar, noi învățam cu nașul, mai trăgea un părinte, adică nu se putea să lucrezi cu Șmirghel, cu Șmirghel și cu Sherlock să nu tragi o părinte, da. Păi da. Era un om extraordinar și nașa, au trăit până spre 90 de ani, Dumnezeu. Da, fata a avut două fete, una un mare judecător în România și una geolog a fost. Da. Și eu îl consider verișorul meu pe nepotul nașilor mei, e ca și fratele meu. Da, e mai mic puțin ca mine, Dumnezeu când îți ține, noi suntem prieteni și îmi place să spun, să-mi amintesc de ei. Erau calzi ca oameni, erau săritori. Îi povesteam lui Lori, că acești nași ai mei împreună cu oamenii din cartierul Fundeni, deci Baicului Fundeni era înainte Philips, după aia s-a făcut Radio Popular și Electronică. În spațiul ăla au făcut dintr-un restaurant, au făcut o biserică, care și acum funcționează. Deci au fost ctitori de biserică ortodoxă. Nu s-a pus problema că ești machiar și că nu știu cum. Da, oameni extraordinari. Și apropo, de înțelegere, de umanism, de căldură, de sal, că până la urmă, era un ajutor, nu? Nașul ce face? Dă un ajutor celui care vine în viață. Și că în ultima instanță aceste diferențe culturale sunt de fapt beneficiu pentru toți. Nu e normal.
Da. Și spuneam și lui Lori, zic, mă, Lori, știi, mai bine că tu... Dom'le, hai să nu zicem extremism, că nu facem noi acum apologia, nu știu ce metode politice de aborda noi și noi membri, da? Dom'le, când eu mă duc și spun unui ungur, măi, zi-mă poezie de Eminescu, el poate să-ți întoarcă și zică, da, zi-mi tu una de Petru și Șandor sau de Ode Andre. Poate să zică și el, nu? Are dreptate. Ai de mine, nu-i ce frumos? Da. Bă, dacă eu... Ești cu mine, bă, eu spun despre mine, tu spunem despre ăla, hai să ne adunăm frumos. Dar cam așa văd eu lucrurile, știți? Înțelegerea lucrurilor. Cultura, doamna. Cultura este un factor de alambic care trebuie să scoate esențele adevărate, puternice, plăcute, știți? Și să ne bucure pe toți. Da. Pentru că auziți apropo de, eu sunt caricaturist, umorist, am prieteni și colegul nostru de Ciuca Fiori, care n-a putut veni, dar eu i-am adus. I-au venit copiii de la vorbit. Londra, și, dar vorbim de el cu mare drag. Pentru că și el e prezent în cetate. Are lucrări, o să le filmăm și o să le aranjăm așa în detaliu. Ce pot să vă spun eu? El a făcut parte dintr-un cerc de pictori amatori, dar care au atins o perfecțiune de profesioniști datorită îndrumării unui profesor celebru al lor, pe care l-au iubit, Virgiliu Parghel. Da. Soțul lui Anca, care după ce am uitat că el s-a recăsătorit. Virgiliu a fost coleg și prieten cu soțul meu. Grosar, deci, ce mic e lumea, da. Sigur. Ei mergeau în plein air, Holm, cum spuneam ei, pe Holm la Burdujeni. Și pictau cu Burlacu, cu doctorul Micu, mi-amintesc eu, Tibi Kosovan era alături de ei. Da. Pe 12 noiembrie era ziua lui Tibi, un gând bun pentru Tibi. Care organizase, și prieten cu Vladimir. Organizaseră băieții grupul Domino și se manifestau în tabere de pictură. Cu Dziubinski, iată, un polon. Da. Iată, erau Ioșca. Ciuca, care era maghiar, polon, da. Nemți, ăsta, Meliș, cum e, pictorul Meliș. Da, poate să vedem dacă Meliș ar vrea să vină să expună niște lucrări în emisiunea cu nemții. Ar trebui și dar el. Eu, dar mă duc și-l sunt, că am fost colegul taică-su. Da. Și nu pot, nu se poate. Și nu se poate. Leona Meliș să nu vină. Da, e un tip fain, că și el organizează tabere. Deci vă spun, Ciucat, un foarte, și el e un tip din ăsta tipicar. Un tip, dacă analizezi operele lui, ai să vezi teoria culorilor foarte bine controlată și bine pusă în practică. Da, și un tip și plăcut. Da. Așa. Și mai îmi plac ungurii ca au simțul umorului. Și am să vă dau un exemplu. În cinema... Cinefilii care cunosc și știau, exista un din ăsta, un actor din ăsta de cinematograf, Lotobar. Da, Kalman Lotobar. Era grozav. Și eu citeam revista Ludos Mati. Era Matiaș Gâscaru. Da, și noi aveam Urzica, ei aveau Ludos Mati, era Eulenspiegel la nemți, mai era Dico Braz la cehi, era Chipărușul la Chișinău, Cracăghil la ruși, era așa o mișcare interesantă. Am și anume o colecție de Ludos Mati. Grozave erau, veselie, eu știam de la Nașa și la Nașa, ei mi-au arătat prima dată. Ce înseamnă totuși, știți? Aceste contacte culturale care îți deschid căi. Și eu cred așa că în momentul în care există o familie mixtă, dom'le, trebuie să știe copiii limba și a lui tata și a lui mama. Părerea mea personală, e păcat să ratezi posibilitatea unei noi ferestre culturale unui copil. Se întâmplă, să știți că am prieteni celebri care au zis, domne, na, eu știu că n-am mai avut timp, că nu știu ce, că, măi, e păcat de Dumnezeu. Aș vrea să povestesc ceva în legătură cu acest subiect, nu neapărat legat de întâlnirea noastră, dar legat de existența mea ca sucevean. Cu drag. Cum am ajuns eu la Suceava, bine, voi ce ne-ați de nimeni.
În mijlocul anilor 70 am fost repartizați amândoi, eu și cu soția mea, la un institut de cercetare din Iași, care se cheamă Institutul de Chimie Macromoleculară pentru Pune Iași. Am lucrat noi câțiva ani acolo și, la un moment dat, soția fiind sucebeancă, ne-am hotărât să venim la Suceava pentru că s-a înființat o grupă de cercetare similară în domeniul în care lucrasem acolo, aici în cadrul combinatului. Și spre surprinderea multor profesori de acolo care cumva ne-a făcut o cale pentru învățământul universitar acolo, am plecat și am venit în Suceava. Și am făcut, nu noi, deja era formare un grup de cercetare în domeniul celuloză și hârtie, în cadrul combinatului de celuloză. Mihai Râmbu n-a lucrat cu dumneavoastră la un moment dat, Mihai Râmbu, era un tehnic, dar era un om extraordinar. Era acolo, da. Era în grupa aceea de cercetare, care era foarte valoroasă în sensul cercetare, proiectare și microproducție. Eram la sfârșitul anilor 90, 120 de persoane în domeniul respectiv. Și am deservit toată industria noastră de celuloză și hârtie din țară. De aici, eu timp de exemplu personal, timp de 15 ani, mergeam lunar la Dej ca să facem niște analize, care să dăm asistență tehnică și așa mai departe. Era un colectiv și nu pot să... Dacă era la Chișcani, la Dej și la Suceava. Și la Suceava. Astea erau cele trei locuri în care da, mai era se dezvolta mai, cercetarea mai era, acum. Da, cercetarea. Da. Dar institutul era la Brăila, la da, care noi am Chișcani. Fost, a fost filială și nu pot să nu amintesc că am avut un colectiv foarte, foarte valoros și care, din păcate, nu mai există. Acum, treptat, n-am redus și am rămas numai supraviețuitorii. Dar ați contribuit și noastră, o porțiune din timpul științific și spre bucuria mea și spre cinstea colegilor, am fost chiar și șeful filialei o perioadă îndelungată. Zori, singur maghiar fiind din grupă. Și noastră, cum ați venit din Harghita, ale vieții valuri, dar e interesant cum... Da, eram studenți la Brașov, eu fiind din Harghita, era aproape da. Brașovul și soțul era la silvicultură, era singura facultate. Grozav la Brașov, da. Și ne-am cunoscut când eram eu în anul întâi, în anul trei ne-am căsătorit că el termina și după am venit aici, da. Foarte frumos, da, vedeți? Eu nu pusesem niciodată în zonă, deci idee n-aveam. Ce înseamnă, nu, dar ce înseamnă destinul. Da. Pentru că și facultatea era și la Suceava, sau nu era, funcționa. Nu era atunci, nu era, era după unică. După Revoluția a venit și, da. Deci era mult înainte. După... Da. Nu, că voi că sunteți tineri, eu gândesc în alte, știți, paradigme de timp. Iar da. Eu din Brașov, doamnă, m-am dus la Cluj, am făcut medicina și pentru noi Suceava era. Așa, dacă terminam la Târgu Mureș, aveam tren direct în Delta. După două zile. Da. Așa că am ajuns. Da. Așa era cu repartiția. Dumnezeu, să ai cale da. Ferată direct. Deci, pentru toți răutăcioșii care ne-au apărut ăștia, păi mulțumiți-i punctului care ne-a dat trenuri direct în diverse locuri și în felul acesta... Nici acum Târgu Mureșul nu are direct tren. Nici acum n-are. Nu. Dar mai ales atunci. Dar în schimb, băieții, aduceți-vă în Delta, aduceți-vă peste acolo. Acolo e pentru voi. Eu vă mulțumesc, sunteți tonici, sunteți puternici, Doamne ajută să mergem împreună în continuare. Așa Agut. Va fi. Agut. Alere. Alere. Agut. Așa, mindic. Vedeți că le ține aminte cuvinte faine de la prieteni, deci, de la un naș, împreună, înainte. Și Dumnezeu să ne ocrotească și să fie pace, nu? Dacă da, pace, mai ales pace, avem tot. Și să ne urăm tuturor sănătate și noroc. Tuturor. Pentru că știm fără foarte sănătate, bine, nu faci nimic. Nu. Și noroc puțin trebuie să ai că se zice că poate cei de pe Titanic când s-a scufundat, poate toți erau sănătoși. N-au avut toți noroc. Așa nu. Da, cu dragoste multă. Da. Mulțumesc. Josepe. Mișcă să nu se pasă. Mulțumim pos. Mi s-a dat așa. Servus. Vom discuta astăzi despre gastronomia minorității ungurești din Bucovina și nu numai. O incursiune în bucătărie
în bucătăria tradițională, cum au influențat gastronomia ungurească, gastronomia locală bucovineană, din momentul în care această minoritate a ajuns pe aceste plaiuri. Astăzi am pregătit un papricaș, papricaș de pui. Este papricașul, vine de la cuvântul paprika, pentru că se folosește ingredientul principal în această tocăniță, să spunem așa, este boiaua de ardei iute. Pentru început am pregătit carne de pui, carne de pui cu os, ca să fie aroma mai îmbunătățită, aroma papricașului. Pentru această rețetă, în afară de carnea de pui, avem nevoie de ceapă, condimentele, evident paprika, iar la final vom face găluște din ou cu făină pentru a îngroșa. Este tot ceva specific bucătăriei ungurești, aceste găluște, pe care le întâlnim atât la papricaș cât și la guiaș. În bucătăria ungurească și aceea a secuilor din Bucovina, paprika, adică măcinatul acela de ardei uscat, roșu, fie dulce, fie iute, maturat și macerat pe suport de lemn sau piatră, era ingredientul principal care dădea savoare și aromă. La asta se adaugă combinațiile de plante care se găseau aici în Bucovina și care practic respectă cumva și tradiția Imperiului Austriac, unde ne găseam cu toții. Papricașul de pui este la fel o mâncare tradițională și atunci și acum. Și secuilor din Bucovina și actual. Mă gândesc că practic actuala bucătărie care poartă în ea tradițiile rămâne totuși fidelă paprikii și asezonarea după ce am sărat tot cu un pic de zahăr care înmuia gustul sării. Pentru paprikaș am pregătit ceapa. Pentru început vom breza un pic carnea de pui pentru a o închide, pentru a închide porii și a rămâne suculența. În același timp, crusta care o face în momentul în care se prăjește, au loc niște reacții de brunificare a cărnii și adă o aromă specială. Ca să voi folosi două vase pentru a nu face operația pe rând. Tradițional, prima dată se călește ceapa, după care se călește peste ceapă, se pune carnea. Noi vom face în două vase diferite pentru că sunt mai modern și în ziua de astăzi gătim după rețetele tradiționale, dar le adaptăm la condițiile care le avem. Și tehnicile actuale. Și tehnicilor actuale. Bine, papricașul se făcea cu untură. Este untura specific gastronomiei ungurești, folosirea unturii de porc. Și de gâscă. Se spune că folosirea preponderentă a cărnii de porc și a unturii de porc se datorează faptului că în perioada ocupației otomane, otomanii fiind musulmani și neconsumând porcul, singurul animal care putea fi crescut și neconfiscat de turci era porcul. Și atunci valorificau porcul în toate modurile posibile, iar untura reprezenta un ingredient principal la gătitul mâncărilor. Bine, și aroma deosebită care o dă. Așa de mult s-a înrădăcinat asta, că inclusiv guiașul care se face cu carne de vită, ingredient gras este untura de porc. Și tot specific gastronomiei ungurești este folosirea rântașului. Rântașul, care este un
roux, cum se spune în bucătăria franceză, un amestec între un amestec. Făină prăjită în untură, care ajută la legarea sosurilor, la îmbunătățirea gustului, la, la foarte multe mâncăruri. Gastronomia ungurească se găsesc foarte multe tocănițe, tocane, făcute din carne special și cartofi sau găluște din făină cu adaos de legume, legume pentru gust. Care sunt localitățile în care s-au păstrat, s-au fost comunități ungurești la noi în județ? Vornicenii mari, Țibeni, Iacobești, Dornești, Măneuți. Cât am spus că ar trebui să fie 5. 5, am spus 5. Da. 5. Da. Este o bucățică de istorie destul de tulbure pe care prietenul nostru, istoricul Crenciuc Daniel, o știe mai bine. Oricum, migrația ungurilor din asecuilor din Bucovina a început întâi cu acea migrație către lumea nouă, Statele Unite, la începutul secolului 20. Se pare că ultima mare migrație, adică ieșire a secuilor din Bucovina, a fost în 1942. Aceasta este partea iarăși tristă a secuilor din Bucovina, care întâi au fost duși în Serbia și de-abia după aceea au ajuns în Ungaria, dar și în Serbia, când s-au întors din război cei pe locurile cărora au fost colonizați, și acolo au fost alungați. Istorie tristă, motiv pentru care și astăzi cei mai în vârstă se gândesc cu drag la locurile natale din Bucovina și foarte mulți când vin fac un gest interesant. Se duc pe malul Sucevei și se plimbă de sculți în apă. Adăugăm condimente la paprikașul nostru. Așa. Condimentele sunt sarea, piperul, când eu am venit în Suceava, asta a fost surpriza mea, că mergând la un restaurant și mâncând ceva, mi s-a părut că eu recunosc acest gust, că este gustul meu de acasă. Veneam din Brașov, Cluj. Și atunci am înțeles că, de fapt, și aici, în bucătăriile locale, unii asezonau gustul cu un pic de zahăr. Și am și aflat-o de la diverse gospodine și doamne care găteau. Deci după ce se termină și gusturile se amestecă, o jumătate de linguriță de zahăr care moaie gustul ăla al sării și dispersează puțin gustul ăla. Am înțeles. De fapt, despre asta e. El nu trebuie să fie dulce. O să punem și un pic de pastă de roșii. Da. Nu foarte mult, culoarea și-a luat-o mai mult de la paprika pe care am pus-o din abundență. Sigur. Da. Așteptăm să fiarbă carnea. Proces care durează undeva în jur de 30-40 de minute, în funcție de vasul care îl avem, în funcție de cât de mari sunt bucățile de carne. Da. Și între timp vom realiza găluștele din... din ou cu făină. Am putea spune că sunt un fel de tăiței, de paste, aceste găluște. Da, ele sunt paste. Și sunt foarte, foarte des utilizate în bucătăria ungurească. Da, guiașul nostru, paprikașul nostru este pe punctul de a se finaliza. Îndată vom introduce găluștele din făină și ou. Da. Astea o să fie niște găluște bune aromatizate, pentru că se pun în acolo împreună cu carnea. Da, și o să fiarbă împreună cu carnea. O să fie o minune.
Da, o să ne folosesc de ei. Datorită acestor gărduște, papricașul nostru va fi mai consistent. Așteptăm să se fiarbă gărduștile, da, să se lege sosul și să servim acest papricaș. Eu rămân astăzi la ideea că mâncăm mai mult decât ne trebuie, dovadă că majoritatea populației este supraponderală. Dar oricum sunt foarte bune. V-am spus că am prieteni din București care au venit și au zis: băi frate, zice, așa porții n-am văzut în viața mea. Zic, uite, ai să le vezi aici că sunt porții generoase. Acesta este papricașul nostru gătit astăzi. Vă urăm poftă bună! Și inspirație celor care astăzi nu știu ce ar trebui să gătească sâmbătă. Este o mâncare minunată.